Cei 15 consilieri liberali în frunte cu șeful lor de partid, primarul Laurențiu Leoreanu, s-au prezentat la sfârșitul săptămânii trecute la centrul de recoltare a sângelui din dispensarul policlinic pentru a fi un bun exemplu în cadrul campaniei Romașcanilor le pasă de viața ta. Apoi, împreună cu consilierii PNL, m-am deplasat la Spitalul Municipal, unde am făcut donări de sânge pentru cei aflați în situații dificile în cadrul campaniei din luna august, Romașcanilor le pasă de viața ta, și sigur, pentru exemplu pozitiv, am dorit eu împreună cu toată echipa mea de consilieri să mergem la Spitalul Municipal, la punctul de lucru al Centrului Transfuzii Neamț, și să donăm sânge pentru cei aflați în nevoi. Le propun și îi rog pe toți romașcanii care se află într-o stare bună de sănătate să facă acest lucru pentru a ne arăta că ne pasă. Toleranța, înțelegerea și bunătatea ar trebui să facă parte din structura noastră internă, din fibra fiecărui om, care e om cu adevărat, iar acest lucru nu neapărat că am făcut noi o donare de sânge, ci faptul că avem atitudine, faptul că ne pasă de celălalt, face foarte mult pentru ca o comunitate să fie puternic consolidată și puternic armată. Tichetele de masă acordate oricărui donator voluntar de sânge și cele de intrare gratuită în ștrand acordate de Primăria Roman oricărui donator de sânge au fost adunate și urmează a fi cedate voluntar unor copii cu posibilități materiale precare. Tichetele pe care atât eu cât și consilierii locali PNL le-am obținut ca beneficiu în urma donării de sânge, la rândul nostru le-am strâns și le-am donat. E vorba de tichetele de masă pe care le primește orice donator, și biletul, tichetul de liberă intrare în ștrand pe care noi, Primăria Municipiului Roman, le-am dat Centrului de Transfuzii tocmai pentru a dinamiza activitatea de donare. La rândul nostru, fiind beneficiari, am primit aceste elemente, dar pe care le-am adunat și le-am donat și le vom dona unor copii aflați în situații materiale mai dificile. Consilierii liberali care nu au reușit să doneze sânge săptămâna trecută vor face acest lucru în această săptămână. Președintele PNL Roman, primarul Leoreanu, consideră că este important ca cei aleși în fruntea comunității să fie și în fruntea unor astfel de campanii comunitare, cum este și cea de donare de sânge. Invitația de a participa la campania de donare de sânge a fost declinată de cei 6 consilieri PSD care au spus că ei vor merge la donare, dar atunci când vor considera ei de cuviință și nu când le va solicita primarul. De altfel, femeile din organizația PSD Roman au avut în 2015 o inițiativă similară.